Să pornim acum CD Burner XP și să vedem cum îl folosim. O să selectez limba română. La prima pornire suntem întrebați ce limbă preferăm. Eu o să aleg limba română. În acest ecran avem posibilitatea de a alege tipul de disc pe care să-l scriem. De exemplu, putem scrie discul cu date sau să creăm o imagine folosind anumite date, o imagine de tip ISO. Putem scrie un disc audio pe care, de exemplu, să-l ascultăm la o combină cu CD player sau pe un CD player sau chestii de genul ăsta. O imagine ISO, deci scriem un disc folosind o imagine ISO. De exemplu, dacă dorim să probăm noul Ubuntu sau, nu știu, Windows 7. Luăm imaginea cu sistemul de operare și o scriem pe un disc, pe CD sau DVD, după caz. Putem copia discuri sau șterge discul. De exemplu, dacă aveți un disc reinscripționabil, un CD sau un DVD reinscripționabil, puteți șterge folosind această opțiune. Haideți mai întâi să vedem cum facem un disc cu date. Se pare că CD Burner XP a detectat faptul că discul pe care îl folosesc este deja scris și sunt întrebat dacă doresc să continui discul sau să ignor sesiunea precedentă. O să-l continui. A importat sesiunea și se pare că sunt directoarele și kiturile pe care le-am scris ceva mai devreme cu dburner. Ceea ce este foarte bine că l-a văzut. Practic, acum dacă doresc să mai adaug câteva tot kituri, să zicem, da? Mai aleg câteva kituri de aici și le adaug. Jos văd cât spațiu este ocupat. Jos am și niște statistici, frumos în limba română. N-ai cum să nu îți dai seama. Așa. Acum ca să-l scriem, mergem pe butonul inscripționează. Suntem întrebați dacă dorim să-l lăsăm deschis, dacă să-l finalizăm. Deschis pentru alte sesiuni. Deci dacă ne hotărâm să mai scriem pe el, lăsându-l deschis, putem să scriem și altă dată. Dacă îl finalizăm, nu se mai pot adăuga alte date pe disc. O să-l las deschis și a pornit scrierea. Pentru că am adăugat foarte puține fișiere, scrierea merge foarte repede. Și inscripționarea a fost realizată. Eu am mers direct la inscripționare. Dacă doriți să configurați scrierea sau cum va avea loc aceasta, când faceți click pe inscripționează, puteți configura setările avansate făcând click aici, pe acest buton. Și puteți alege viteza în caz că discul suportă mai multe, câte copii să fie făcute. Spre exemplu, dacă discul suportă, puteți alege și metoda de scriere, disk at once sau session at once. Mai puțin important, deși depinde, puteți seta calculatorul să se închidă după finalizarea scrierii discului și altele. Dacă nu, pur și simplu, după ce ați terminat de adăugat fișierele, inscripționează și lasă discul deschis sau finalizează. Să vedem acum cum am putea salva această compilație sub formă de fișier ISO. Mergem în meniul Fișier sau File și salvează compilația ca fișier ISO. Disk Test, Save și tot conținutul acestui disc
mi-a fost salvat în locația pe care eu am ales-o, adică pe desktop, și este acesta. Acesta este fișierul de tip ISO. Putem salva conținutul și sub formă de proiect CD-Burner XP. Deci tipul fișierului DXP poate fi deschis doar cu direct cu Deep Burner. Mă scuzați, CD Burner XP. Așa. O să salvez pe desktop. Diferența care este, acest fișier test de tip CD Burner Data Compilation ocupă foarte puțin și conține informații doar despre locațiile fișierelor pe hard disk. Este util în cazul în care doriți să mai scrieți odată un disk și nu vreți să mai căutați fișierele pe hard disk. Pur și simplu încărcați acest proiect și scrieți discul. În schimb, acest fișier ISO conține și fișierele. Adică dacă trimiteți acest fișier de tip ISO cuiva, el va putea scrie un disk folosind acest fișier. Evident, ocupă și mai mult. Poate ajunge la dimensiunea unui disk. 700 de mega sau, dacă e DVD, 4,3 GB.